Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi vom cânta! De dansat, rămâne voi să decideți dansați sau nu. Am găsit această carte, se numește Flautul Fermecat. E o poveste de Mozart scrisă pe înțelesul copiilor, așa scrie aici, uite. Flautul Fermecat, minunat ilustrată de Ludwig Glaser-Nodet, este o carte în care celebra partitură compusă de Mozart este povestită înțelept celor mici de către pedagogul muzical Ingrid Lesser-Matthesus. Când Soferl, de fapt o cheamă Sofia, trece pe lângă teatru, aude o muzică frumoasă. Cât de mult și-ar dori să poată merge la operă, la premiera Flautului Fermecat. Pentru a-și putea plăti biletul, Soferl vinde mere în fiecare zi. În ziua premierei îi mai lipsește doar un bănuț, iar spectacolul e gata să înceapă. Din fericire, domnul Mozart o descoperă pe micuța vânzătoare de mere și o ia cu el în teatru. Cortina se ridică, iar pe scenă prinde viață povestea magică a Flautului Fermecat. Sunteți curioși? Eu deja sunt curioasă, deși eu deja am citit povestea. Acum haideți împreună. Flautul Fermecat. Soferl locuiește în Viena și se numea de fapt Sofia. Chiar dacă abia începuse să meargă la școală, trebuia să își ajute familia să câștige bani. Așa că în fiecare zi ducea înapoi clienților cămășile pe care mama ei le spălase și le curățase cu o zi înainte. Pe drumul spre casă trecea pe lângă teatrul Volks de pe strada Widen. Ori de câte ori putea, trecea pe lângă teatru. De cele mai multe ori, prin ferestrele deschise, răsuna o muzică minunată. Atunci, Soferl se așeza pe trepte și începea să asculte pătrunsă de acordurile fermecate. Aici, Soferl, fetița, stă pe treptele teatrului, ascultând muzica din ferestre care iese, da? Azi, acolo discutau doi bărbați. Deci, Mozart, spuse cel mai mare dintre cei doi, trebuie să termine în sfârșit. În 2 luni e premiera și încă mai lipsesc porți importante din muzica ta. Da, da, mârâie cel mic. Mai întâi scrie tu o poveste cum trebuie și după aceea o să pot compune și eu bine. Cei doi se urcară într-o trăsură și plecară. Cine au fost oamenii ăștia? Și despre ce premieră o fi vorba? Se miră Soferl. Abia acum observă ea toți oamenii adunați în jurul unui afiș vorbind agitați. Ce scrie aici? Întrebă fetița înghesuindu-se în față. Un bărbat amabil îi citi. Flautul Fermecat. O operă mare în 2 acte. Premiera e în 8 săptămâni. Intrarea la ora 7. Locurile în picioare costă 6 creițari. Flautul Fermecat. Sună foarte misterios, oftă Soferl visătoare. Ce frumos ar fi dacă aș putea merge și eu acolo. Dar familia ei pur și simplu nu avea bani pentru teatru. Voi vinde mere în fața teatrului. Așa am să strâng până la premieră cei 6 creițari. A doua zi își așeză coșul la intrarea spre scenă. Nu dură mult timp și veniră doi bărbați, care cărau după ei o ladă grea din lemn, împingând-o în teatru. Din ladă se auzeau zgomote ciudate, de parcă ar fi fost acolo mii și mii de clopoței. Bărbații, transpirați, cumpărară de la Soferl 2 mere proaspete. Fetița radia de bucurie. Deja câștigase 2 pfenigi. Acum o trăsură plină ochi apăru zdruncinându-se peste pietrele pătrate ale pavajului. Oh! Strigă vizitiul și opri caii.
Din trăsură coborâi o doamnă distinsă. De îndată spre ea se grăbiră câțiva bărbați ca să o ajute să descarce. Asta merge la atelier, le strigă femeia muncitorilor, și asta la croitorie, iar pachetul ăsta trebuie să ajungă la tâmplărie. Totul dură destul de mult. În cele din urmă, femeia luă ea însăși ultimele două cutii mari. Acum am terminat, spuse ea. Dar Soferl mai descoperi acolo o cutiuță într-un ungher al trăsurii. Sări repede înăuntru și apoi din nou afară. Priviți aici, ați uitat ceva. Să o duc eu pentru dumneavoastră? Întrebă ea zeloasă. Femeia în cuvință, recunoscătoare, și înainte ca Soferl să-și dea seama ce se întâmpla, ele pășeau prin intrarea din spate și se găseau deja în teatru. Uite aici, Soferl găsește cutia, iar aici, doamna distinsă, intră împreună cu ceilalți muncitori și deja împreună și cu Soferl în teatru. Soferl mergea în urma doamnei, cu inima bătându-i cu putere. Se grăbeau prin coridoare lungi, până când ajunseră într-un atelier mare. Dintr-o dată, un monstru imens își întinse capul spre ele. Soferl sări speriată într-o parte. Nu trebuie să-ți fie frică de acest șarpe, râse femeia. Este doar din lemn și sârmă. Câțiva bărbați încercară să miște animalul cu niște pari lungi. Văzându-i, lui Soferl îi veni să râdă ușurată. Doamna plecă grăbită mai departe și fetița o urmă în a doua încăpere. Aici, niște cusătorese brodau cu mult sârg nenumărate costume colorate. Femeia puse cutiile pe masă. Doamnă și Haneder, întrebă una dintre cusătorese, au fost livrate de această dată și celelalte perle din sticlă? Trebuie în sfârșit să terminăm cu brodatul rochiei reginei nopții. Premiera flautului fermecat se apropie din ce în ce mai mult. Atunci Soferl luă cutiuța din mână și o deschise. Strigă ea încântată. Pietrele străluceau minunat. Uite, asta e pentru tine, spuse doamna și Haneder amabilă și îi dărui lui Soferl o piatră strălucitoare. Pentru că ai fost foarte drăguță și m-ai ajutat. Inima lui Soferl bătea cu putere de atâta bucurie. Ah, mulțumesc! Șopti ea fericită. Aici vedem șarpele și rochia reginei nopții, iar aici Soferl cu cutiuța pe care a luat-o din trăsură, plină cu mergele și perle strălucitoare. Și primește și ea una pentru gestul ei frumos. De atunci înainte, Soferl mergea zilnic la teatru. Și la cât de mulți oameni intrau și ieșeau de acolo, nu trecu mult timp până când își vându toate merele. Astăzi, un domn își cânta partitura la flaut, mereu și mereu de la capăt. Când își deschise fereastra, ea văzu cum își punea un tub lung din lemn de-a curmezișul pe buze. Muzica era atât de ușoară și de frumoasă încât Soferl nu se putu abține să danseze. Dintr-o dată, veniră în goană trei copii. Ei râdeau și dansară o vreme împreună cu Soferl, până când se deschise o fereastră și un bărbat îi certă. Grăbiți-vă! Audițiile au început de mult! Soferl era încântată și puțin geloasă. Chiar și copiii aveau voie să joace la operă. Aici domnul care exersează cântând la flaut și copiii care dansează pe muzica lui. Așa. În sfârșit, sosise ziua cea mare. Azi era premiera. Soferl nu trebuia să mai vândă decât un singur măr. Apoi avea toți banii necesari pentru intrare. De jur împrejur era o forfotă imensă și nimeni nu o mai lua în seamă pe micuța vânzătoare de mere. Imediat începe spectacolul, se gândi ea disperată.
iar eu nu am un bilet de intrare. Soferl începu acum să plângă în hohote. Ce se întâmplă, micuțo? Întrebă o voce plină de compasiune. Soferl clipi printre lacrimi și îl recunoscu pe domnul Mozart, compozitorul operei. Chiar dacă era foarte grăbit în acea seară importantă, el ascultă povestea despre vânzarea merelor și despre pfenigul lipsă. Atunci se întâmplă ceva incredibil. Domnul Mozart o luă pe Soferl de mână și o duse cu el teatru. Mărul ăsta tânăr are nevoie de un loc bun, strigă el și îi făcu semn cu mâna unui bărbat. Distracție plăcută, îi ură domnul Mozart și după aceea dispăru imediat. Bărbatul o conduse pe Soferl pe niște trepte înfricoșătoare. După aceea deschise o ușă invizibilă care ducea la un balconaș. Mai întâi fetița fu orbită de lumina a sute de lumânări, dar după aceea privirea ei se obișnui și putu vedea în uriașa sală a teatrului. Aici toată lumea se grăbește să intre deja în teatru pentru că începe premiera, iar aici Soferl este luată de Mozart și condusă în teatru. Vă imaginați, Soferl care vindea mere ca să poată ajunge la teatru a fost luată de către Mozart, compozitorul operei, și i s-a dat cel mai bun loc. Fantastic, eu zic minunastic chiar. Soferl se uită la o cortină roșie, brodată cu aur. Încă era coborâtă. În fosa orchestrei se găseau multe portative, două timpane mari și un clavecin, și o ladă pătrățoasă cu clape și clopoței. Aha, asta e cutia muzicală, spuse Soferl. Într-un colț se afla o vioară uriașă. Un bărbat se așeză lângă ea și o făcu să scoată, pișcând-o, niște sunete bombănitoare. Din ce în ce mai mulți muzicieni își aduceau instrumentele înăuntru și se așezau la locurile lor. Soferl numără 4 viori mari diferite, 2 mici pe care le ții la bărbie, una pe care o prinzi între picioare și una mare la care se cântă din picioare. Între timp veniseră și toți suflătorii și începură să cânte cu toții. Instrumentele de suflat din lemn erau nazale și cotcodăceau cât cuprinde. Instrumentele de suflat din tablă claxonau metalic. Era o gălăgie de nedescris, fiindcă fiecare cânta pe limba lui. Din toate acestea, Soferl auzea plautul. Dar unde era melodia frumoasă de atunci? Printr-o ușă laterală își făcu apariția domnul Mozart, iar muzicienii se ridicară de la locurile lor. Publicul aplaudă. Domnul Mozart se înclină în fața spectatorilor și se așează solemn la clavecin. Muzicienii începură să cânte. Soferl își ținea respirația. Asta era muzica ei. Recunoștea câteva dintre melodii. Mama ei îi explicase că acest preludiu, în care sunt cuprinse toate melodiile importante și care sunt astfel prezentate publicului, se numește uvertură. Uvertură. Când dispăru și ultimul sunet, se ridică imediat cortina și începu povestea. Să vă arătăm. Aici Soferl stă pe locul de cinste, de onoare și foarte special, ca un oaspete special, așa cum a zis Mozart. Iar aici este toată orchestra. Ei, vedeți? Se ridică cortina, începe spectacolul, fim atenți! Pe scenă alerga prințul Tamino, înspăimântat printr-un peisaj lugubru. Era urmărit de un șarpe uriaș. Țineți minte șarpele care l-a văzut Soferl în atelier? El este. Disperat, încercă să ucidă monstrul, însă din nefericire nu mai avea săgeți. Soferl ar fi dorit să-i strige că nu trebuia să se teamă. La urma urmei văzuse chiar ea că acel șarpe era construit numai din lemn și din sârme.
Dar la operă nu aveai voie să strigi, așa cum făceai la teatrul de păpuși. Aoleu, acum prințul leșinase din cauza spirieturii. Dintr-o dată apăruse însă trei doamne și îl salvaseră. Ele erau slujitoarele reginei nopții, care ucideau monstrul cu sulițele lor din argint. Apoi dispărură din nou. Voiau să-i povestească reginei nopții despre acel tânăr. Aici prințul care a leșinat și șarpele, uriaș, iar în copac cele trei zâne care l-au ajutat. Pe când Tamino își revenea treptat, un bărbat pasăre, așa un pic ciudat, îmbrăcat cu niște pene colorate, sări prin peisajul lugubru. Pe spate purta o colivie mare. Sofirl rămase mirată. În ea dădeau din aripi păsări adevărate. Bărbatul cânta vesel dintr-un fluieraș de păstor. Fiindcă era într-o operă, se prezenta cântând o arie. Numele lui era Papageno, se ocupa cu prinderea păsărilor și o slujea pe regina nopții. De drept simbrie primea pâine și vin. Când văzu șarpele mort, acel individ obraznic pretinse că, în realitate, el a ucis balaurul. Sofer era indignată, doar nu aveai voie să înșeli. Aici omul pasăre care zicea că el este cel care a doborât acel șarpe. Dar este adevărat? Cine a doborât șarpele? Corect, Tamino a fost ajutat. La fel gândeau și cele trei doamne. Și ele intrară din nou în scenă. Drept pedeapsă îi închiseră gura lui Papageno cu un lacăt din argint. De această dată, drept simbrie, primi apă și pietre. Acum se încheiase cu minciunile lui. Acum se încheiase cu minciunile lui. Și nici nu se mai poate certa cu domnul Mozart, se gândi Sofer, care îl recunoscuse desigur pe domnul și Haneder drept Papageno. Însă ele îi aduceau lui Tamino un dar din partea reginei, imaginea unei fete foarte frumoase. Era Pamina, fiica reginei nopții. Tamino se îndrăgosti nebunește de ea. Însă atunci află ceva înfiorător. Pamina nu era acasă la mama ei. Vrăjitorul cel rău, Sarastro, o răpise. Uite aici. Aici Papageno cu lacătul la gură, iar aici prințul Tamino care primește fotografia de la cele doamne a prințesei și a fiicei reginei nopții, Pamina. Să vedem ce merge mai departe. Spectacolul e întoi. Dintr-o dată se auzi un tunet puternic, iar Sofer se prinse speriată de scaunul ei. Își făcu apariția misterioasa regină a nopții. Rochia îi era presărată cu acele perle din sticlă strălucitoare din care avea Sofer una în cutia ei de comori. Stăpâna plutea pe o semilună argintie în mijlocul a nenumărate stele. Jeluindu-se, îl rugă pe Tamino să îi elibereze fata și să îl captureze pe Sarastro, vrăjitorul cel rău. Nobilul prinț promise îndată să o salveze pe Pamina. Soferl se temea puțin. Oare avea să fie Tamino suficient de curajos încât să-i țină piept vrăjitorului cel rău? Și cum aveau să ajungă până acolo cei doi? Iar mai departe, ce s-a întâmplat cu Pamina, ce s-a întâmplat cu Tomino, aflăm data viitoare. Eu vă zic să vă abonați ca să știți când apare și cea de-a doua parte, să puneți like și să distribuiți această poveste. Eu vă spun pa, pa și pe curând! Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup!
Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi continuăm să citim din cartea Flautul Fermecat. Aflăm cum se termină opera Flautul Fermecat și ce viitor o așteaptă pe Sofer. Haideți să ne facem comod și să aflăm... Haideți să găsim unde noi am rămas. Uite aici. Noi am rămas la momentul în care apare Regina Nopții și îl roagă pe Tamino să o elibereze pe fiica ei, Pamina. Așa. Cele trei doamne îi dădură jos lui Papageno lacătul și îi porunciră să îl însoțească pe prinț. Ca să nu li se întâmple nimic pe parcursul periculoasei călătorii spre vrăjitorul rău, Tamino primi un flaut fermecat, iar Papageno niște clopoței magici. Trei băieți urmau să îi călăuzească pe drumul spre palatul lui Sarastro. Tamino și Papageno porniră la drum. Acum cortina se lasă în jos. S-a terminat deja? Se miră Sofer în timp ce se ridică dezamăgită. Însă toți ceilalți oameni rămaseră locului. Sofer se uita mirat împrejur, după care se așeză și ea la loc, puțin stânjenită. Aici Tamino primește flautul, iar Papageno primește clopoței. Nu dură mult timp, apoi cortina se ridică din nou. Povestea se derula acum mai departe în palatul lui Sarastro. Pamina se afla într-o cameră strălucitoare. Un paznic fioros o păzea. Acesta se numea Monostatos. Acum intra dintr-o dată Papageno. Își urmase pur și simplu simțurile și dăduse de Pamina, din pură întâmplare. Monostatos se sperie teribil când îl zări pe Papageno. Nu mai văzuse niciodată un astfel de om pasăre ciudat. Nici Papageno nu se simțea mai bine. Nu mai văzuse niciodată un paznic atât de fioros. Amândoi o luară la fugă. Soferl și ceilalți spectatori râdeau de se prăpădeau. Aici Papageno a intrat în camera unde se afla Pamina. Apoi Papageno își înfrânse teama și se furișă înapoi la Pamina. Îi spuse că este mesagerul mamei ei și că prințul Tamino s-a îndrăgostit de ea și că este pe drum într-acolo ca să o elibereze. Atunci și Pamina se îndrăgosti de nobilul prinț, deși nu-l văzuse niciodată. Papageno se întrestă peste măsură. Voia și el să se îndrăgostească și să-și găsească o iubită. Împreună cu Pamina, el cânta un duet emoționant despre drag. Spectatorii erau încântați și Sofer l-aplauda. Aplauda până când începură să o mănânce palmele. Papageno și Pamina au hotărât să fugă de Sarastro. Se furișoară de acolo în liniște. Aici, Papageno vorbește cu Pamina și îi spune de prințul care vine să o elibereze. Dar atenție, îl vedeți? El ascultă. Oare ce o să fie mai departe? Între timp, cei trei băieți îl conduseră pe Tamino la templul lui Sarastro. Sofer îi recunoscu pe tovarășii ei de dans. Înapoi! Răsună prin teatru în clipa în care Tamino dădu să pășească în templul înțelepciunii. Din templu a ieșit un preot și explică de ce îl respingea atât de categoric. Lui Sofer nu-i venea a crede ce află acum. De fapt, Sarastro este regele înțelepciunii și al luminii. Cea rea este regina nopții. Voia să conducă ea însă și împărăția luminii. Sarastro nici nu o răpise pe Pamina. El o salvase din fața propriei sale mame. Când află Tamino una ca asta, voi să treacă de partea bunului Sarastro. Dorea să o ia de soție pe Pamina. Însă, pentru că ei să poată trăi fericit în împărăția soarelui, el trebuia să treacă de câteva probe complicate, iar Papageno avea să îl ajute. Ce deznodământ!
Aici e Tamino, care se întâlnește cu un preot care îi dezvăluie că, de fapt, Sarastro nu este cel rău. Sarastro este regele luminii. Cearea este regina nopții, de fapt. Și pe prinț îl așteaptă acum câteva încercări. Tamino încă nu o găsise pe Pamina. Oare avea Pamina să îl audă dacă va cânta la flautul lui fermecat? S-a gândit atunci Tamino. În acea clipă, din flaut izvorâ o melodie, la uzul căreia chiar și cele mai sălbatice animale se îmblânziră și o ascultară. Dar ce era asta? Sofer ascultă cu atenție. Fluierul de păstor al lui Papageno îi răspundea flautului fermecat. Oare cum avea să o găsească în sfârșit Tamino pe Pamina lui? Dar Tamino fugi în direcția greșită. Stai! Îi scăpă lui Sofer, fiind foarte agitată. Fata își duse mâna la gură rușinată, dar nimeni nu o auzise. Doar domnul Mozart se uita râzând spre ea. Aici Tamino cântă la flautul fermecat și toate animalele s-au îmblânzit. Doar că Tamino fuge să o caute pe Pamina într-o direcție greșită. Să vedem dacă ajunge într-un final. Papageno și Pamina se năpustiră pe scenă. Erau urmăriți de soldații lui Monostatos, care descoperiseră că ei scăpaseră. Mai țineți minte când stătea în templu acolo Monostatos și a ascultat? Păi iată, acum se ține de urma lui Papageno și Pamina. În disperarea lui, Papageno își aminti că a primit ce? Clopoței de argint. În clipa în care răsunară clopoței, puternici și mari lor urmăritori începură dintr-o dată să danseze și să cânte în cor. Sună minunat! Sună foarte, foarte frumos, spuneau ei. Ceea ce era atât de comic încât se cutremură tot teatrul de râsul spectatorilor. Soferl era însă foarte atentă și observase că nu Papageno cântase melodia fermecată, ci că șezuse cineva la cutia muzicală și apăsase acolo pe clape. Aici urmăritorii dansează pe melodia clopoțeilor pe care îi are cine? Papageno! Între timp, soldații lui Sarastro îl descoperiseră și pe Tamino și îl luaseră prizonie. Îl aduseră pe scenă, iar atunci Pamina și Tamino se întâlniră pentru prima dată. Cei doi se prinseră fericiți de mâini. Înțeleptul Sarastro îi permise acum străinului să treacă prin câteva încercări, pentru ca ei să se căsătorească și să trăiască fericit. Sofierul era foarte emoționată. Oare avea să treacă Tamino de grelele încercări? Se lăsă însă din nou cort. Publicul aplaudă. Era pauză. Iar unii dintre spectatori se ridicară și ieșiră. Alții își scoteau mâncarea pe care și-o aduseseră de acasă. Sofierul descoperi că și ei îi fiorăiau matele. Ce bine că mai avea un măr. Țineți minte, rămăseseră cu un singur măr și avea nevoie ca să intre și să-și cumpere bilet, să vândă ultimul măr. Mânca acum mărul și se gândi, ce gustos e! Aici momentul când se întâlnesc cei doi și dacă vedeți, este și regele luminii. Vedeți? Vedeți? Frumos, haideți să vedem mai departe. Deci, Sofer mănâncă mărul, cortina e dată jos și e pauză. Vedem ce se întâmplă mai departe. Cortina se ridică din nou. Sarastro era adus pe scenă într-o caleașcă luxoasă, însoțit de preoți. Împreună cu regele, aceștia cereau ajutorul zeilor pentru ca Pamina și Tamino să treacă de încercări cu bine. Prima sarcină era, indiferent ce se întâmplă, trebuie să tac. În timp ce Tamino și Papageno treceau prin încercare, Pamina aștepta în grădină. Atunci apărut regina nopții, spumegând de furie. Ea îi ordonă acum Paminei să îl ucidă pe rege.
În aria sa, regina amenința că își va renega propria fiică. Muzica suna astfel încât lui Sofer i se făcu pielea ca de găi. Atunci veni Sarastro, iar Pamina ceru îndurare pentru mama ei. Însă regele o liniști. În împărăția lui nu exista răzbunare, ci doar dragoste și iertare. Aici vine Sarastro împreună cu preoții pe acea caleașcă luxoasă, iar aici e Pamina care se întâlnește cu mama ei, regina nopții. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Între timp, cele trei femei încercară să îi facă pe cei doi să vorbească, pentru că cele trei erau slujitoarele cui? A reginei nopții, și ea nu vroia ca cei doi să se căsătorească. Cât de urât, spus Sofer. Ele au reușit în cazul lui Papageno. În schimb, Tamino rămase neclintit. Chiar și când Pamina fu adusă în templul încercărilor, el nu scoase niciun cuvânt. Tamino trecu proba cu bine, dar sărmana Pamina credea acum că el nu o mai iubește. Cântă despre asta o arie sfâșietoare, iar Sofer se întristă. Lui Papageno îi erau cam indiferente toate aceste probe. El își dorea un singur lucru, o tovarășă de viață. Așa că își scoase din nou clopoței și, într-adevăr, apăru ca prin magie o femeie, doar că în fața lui se afla o bătrână în niște haine zdrențuroase, ea nefiind deloc pe gustul lui Papageno. Apoi bătrâna își aruncă hainele, iar în fața lui Papageno apăru Papagena, doamna visurilor sale. El dori să o ia imediat în brațe, dar se auzi un tunet teribil și Papagena dispăru. Aici Tamino și Pamina, iar aici Papageno care se întâlnește cu Papagena. Dar despre ce tunete e vorba? Hai să vedem. Pamina era în continuare foarte trist. Cei trei băieți o asigurară că Tamino o iubea. Trebuia doar să treacă proba tăcerii, de aceea nu vorbise cu ea. Pamina înțelese acest lucru și hotărâ să își ajute alesul inimii la ultimele două probe. Băieții o conduseră acum pe Pamina la Tamino, în templul încercărilor. Acolo ei trebuiau să treacă de un câmp plin cu foc arzător. Din templu se auzeau zgomotul focului și urletele furtunii. Din fericire, Tamino avea la el plautul lui fermecat, da, care se auzea peste toată urgia aceea infernală. Foarte clar și limpede se auzea plautul. Asta o liniști cât de cât și pe Sofer. Cei doi vor reuși până la urmă, își spuse ea în gând, plină de încredere. Și într-adevăr, cei doi ieșiră din templu nevătămați, ca mire și... Aici ei intră în templu, în templul plin de foc și furtună, iar aici ei ies împreună ca mire și mireasă. Dar ce se întâmplase oare cu Papageno? El era foarte trist, fiindcă viața fără Papagena nu îi mai oferea nicio plăcere. Mai apărură încă o dată băieții și îl sfătuiră să scoate la iveală din nou clopoței. Și într-adevăr, Papagena a apărut din nou. Cei doi erau în culmea fericirii și se îmbrățișa. Ei își imaginară cât de frumos avea să fie cu o mulțime de papageni și papagene alături. Sofer era mulțumită. Totul e bine când se termină cu bine. Însă atunci apăru încă o dată regina cu oamenii ei, cu mare gălăgie ieșind de sub scenă. Pur și simplu nu se putea abține să facă un rău. Acum, regina nopții dorea să-l ucidă ea însăși pe Sarastro. Dar el
a părut măreț și strălucitor și îi izgoni odată pentru totdeauna cu un tunet impunător pe acei tovarăși răi ai întunericului. Opera se termină, iar publicul era încântat. Oamenii îi răsplătiră pe muzicieni cu ropote prelungite de aplauze. S-a terminat opera, dar nu și povestea. Aici cele două cupluri, Papageno și Papagena și Tamino cu Pamina. Iar aici, momentul când apare Regina Nopții și sus, după cum îl vedeți, este și Regele Sarastro, care, printr-un tunet, a făcut așa încât să îi izgonească odată pentru totdeauna pe oamenii, slujitorii și pe Regina Nopții. Și povestea noastră, adică opera, se termină cu bine. Să vedem cum se termină și povestea. Sofiel era complet uluită de muzică și știa cu siguranță un lucru. Voia să cânte și ea la teatru, la fel ca și ceilalți copii. De aceea, ea îi spuse bărbatului care venise să o scoată din sală: trebuie neapărat să mai vorbesc odată cu domnul Mozart. Este foarte important. Bărbatul crezu că cei doi se cunoșteau și o aduse pe Sofiel repede la garderobă, unde domnul Mozart și domnul Schikaneder sărbătoreau reușita premierii operii lor. Tinere măr, ți-a plăcut? Exclamă domnul Mozart. A fost minunat! Izbucni Sofiel. Și eu aș dori să cânt la teatru. Atunci arată-ne ce poți, zâmbi domnul Schikaneder. Sofiel simți că îi era foarte cald de la atâta emoție. Spre norocul ei, își aminti melodia clopoțelului pe care tocmai o auzise mai devreme și poezia despre măr pe care i-o spusese mama ei. Atunci își strânse tot curajul și începu să cânte. În micul meu merișor, totul e foarte vesel. Acolo sunt trei odăițe, la fel ca într-o casă. În fiecare dintre ele locuiesc doi sâmburei. Ei stau acolo, negri și simpatici, și visează la soarele cel mare. Vocea lui Sofiel era limpede și clară. Domnul Schikaneder și domnul Mozart aplaudară încântați. Desigur că nu voiau să renunțe la o voce atât de bună pentru corul lor de copii. Sofiel putea cânta deja la prima reprezentație a corului. Era oare adevărat? Copleșită de fericire, merse țopăind spre casă. Trebuia să povestească foarte multe. Aici micuța Sofiel, cu coșul în care avea mere deja gol, iar aici și Schikaneder și Mozart o ascultă și o aplaudă. Iar noi închidem cartea și eu vă spun mulțumesc că ați ascultat și ați audiat împreună cu mine această poveste. De fapt, e vorba de o operă scrisă de Mozart, dar adaptată maxim posibil pentru copii, și e cumva o incursiune pe care o facem pentru copii în lumea operei, a baletului, a teatrului mare. Dacă v-a plăcut această poveste, puneți like, distribuiți neapărat și abonați-vă la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela. Desigur, și pe Facebook ne găsiți, suntem la fel Trupa Planeta Clownela, iar pe Instagram suntem Clownela. Vom fi tare bucuroși să știm că sunteți alături și dacă vă place ceea ce facem noi aici, Planeta Clownela, ne puteți susține devenind patronii noștri. Iar dacă doriți să faceți o donație unică, aveți nevoie de datele cardului nostru bancar. Scrieți-ne un mesaj, iar noi vă dăm această informație. Vă mulțumesc enorm de mult că sunteți aici alături de mine și de noi. Blautul fermecat a fost povestea pe care am citit-o împreună. Acum eu vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Vă aștept neapărat și la o nouă poveste, la Povești cu Clownela. Pa!